a lui Evagrie monahul. Schiță monahicească în care se arată cum trebuie să ne nevoim și să ne liniștim. La Ieremia prorocul s-a scris, iar tu să nu-ți iei muiere în locul acesta, că acestea zice Domnul despre fiii și fiicele ce s-au născut în locul acesta, cu moarte bolnăvicioasă vor muri. Aceasta o arată și cuvântul apostolului Omul care se căsătorește se îngrijește de ale lumii, cum să placă femeii și se risipește în acestea. Iar femeia măritată se îngrijește de ale lumii, cum să placă bărbatului. Și se vede limpede că nu numai despre fii și fiicele ce se vor naște din căsătorie, a zis prorocul, că de moarte bolnăvicioasă vor muri, ci și despre fiii și fiicele ce se nasc în inima lor, adică despre gândurile și poftele trupești. Întrucât și acestea vor muri în cugetul bolnăvicios, neputincios și destrăbălat al lumii acestea și nu se vor învrednici de viață cerească. Iar cel necăsătorit, zice, se îngrijește de ale Domnului, cum să placă lui Dumnezeu și cum să aducă roadele cele pururi înfloritoare și nemuritoare ale vieții veștice. Așa este monahul și așa trebuie să fie, să nu aibă femeie, să nu nască fi sau fici în locul mai înainte zis, dar nu numai atât, ci trebuie să fie și ostaș lui Hristos, nepământesc, fără grijă, în afară de orice gând și faptă de câștig, după cum zice și apostolul. Nimenea ostaș fiind nu se împiedică de lucrurile lumești, ca singur voievodului să placă. Așa să fie și monahul, mai ales cel care a lepădat toate cele materiale ale lumii acesteia, și zorește spre câștigurile cele frumoase și bune ale liniștei. Căci ce frumoasă și bună este nevoința pentru dobândirea liniștei. Blând este jugul ei și sarcina ușoară. Dulce este viața și fapta ei plăcută. Vrei așadar, frate, să ai asupra ta viața singuratică și să zorești spre cununile celei mai mari biruințe a liniștei? Lasă grijile lumei cu domniile și cu stăpânirile ei adică fiind nepământesc, fără patimă și fără de orice poftă, ca făcându-te străin de tovărșii acestora să te poți liniști într-adevăr. Căci de nu se va smulge cineva pe sine din acestea, nu va putea dobândi petrecerea aceea. Îndestulează-te cu mâncare puțină și fără preț, nu cu multă și bogată. Iar dacă de dragul de a fi ospitalier îți merge gândul la vreo mâncare mai de preț, leapă de gândul acesta și nici de cum să nu-i dai ascultare, că prin el îți întinde vrășmașul o cursă. Ca să te abată de la liniște, ai pildă pe Domnul Isus, care mustră sufletul ce se îngrijește de unele ca acestea zicând Martei. Ce te îngrijești și spre multe te silești? Un lucru trebuiește, să asculți cuvântul lui Dumnezeu. După aceea toate se află fără o steneală. De aceea adaugă îndată zicând, Maria partea cea bună și -a ales, care nu se va lua de la dânsa. Ai apoi și pilda văduvei din Sarepta Sidonului, care a găzduit pe prorocul Ilie. Chiar numai pâine, sare și apă de a avea, și cu acestea poți să te faci vrednic de răsplata iubirii de străini. Iar de cumva n-ai nici de acestea, ci primești pe străini numai cu bunăvoință și întorci cuvânt de folos, de asemenea poți primi răsplata iubirii de străini. Căci s-a zis, Cuvântul este mai presus de dar. Unele ca acestea trebuie să le cugeți asupra milosteniei. Ia seama dar să nu poftești să ai bogăție pentru a o împărți săracilor. Că și aceasta este o amăgire a celui rău ca să te ducă la slava de șartă și să împingă mintea la tot felul de ostenel pentru câștiguri. Gândește-te la văduva de care mărturisește Domnul în Evanghelie, care numai doi bani a avut și a covârșit cu ei hotărârea și puterea bogaților. Căci aceea, zice, din prisosul lor au aruncat în visterie, pe când aceasta toată averea ei. Când privește hainele, să nu poftești să ai haine de prisos, ci îngrijește de numai de cele care sunt de trebuință trupului. Aruncă mai bine asupra Domnului grija ta și El va purta grijă de tine, căci El se îngrijește, zice, de noi. Dacă ești lipsit de hrană sau de haine, nu te rușina să primești când ți se le vor aduce alții, căci rușinea aceasta este un fel de mândrie. Iar dacă prisosești tu în acestea, dă și tu celui lipsit. Așa voiește Dumnezeu să se chivernisească între dâns și copiii săi. De aceea scrie apostolul către corinteni cu privire la cei lipsiți. Prisosul vostru să împlinească lipsa altora, ca și prisosul acelora să împlinească lipsa voastră, ca să se facă potrivire precum este scris. Celui ce are mult nu i-a prisosit și celui ce are puțin nu i-a lipsit. Deci având pentru timpul de acum cele de trebuință, nu te griji pentru vremea ce vine, nici pentru o zi, nici pentru o săptămână și nici pentru o lună, Căci venind de față ziua de mâine va aduce el cele de trebuință. Tu caută mai bine împărăția cerurilor și dreptatea lui Dumnezeu. Căutați, zice Domnul, împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Să nu-ți iei tânăr slujitor, ca nu cumva vrășmașul să stârnească prin el vreo sminteală și să stulbure cugetul, ca să te îngrijești de mâncarea alese, căci nu vei mai putea să te îngrijești numai de tine. Să nu faci acestea gândindu-te la odihna trupească, ci cugete la cei mai bine, la odihna duhovnicească, căci cu adevărat e mai bună odihna duhovnicească decât cea trupească. Iar dacă te gândești la folosul tânărului, să nu te învoiești nici atunci, că nu este a noastră datoria aceasta, ci a altora, a sfinților părinți din chivnovie. Grijește-te numai și numai de folosul tău, păzind chipul liniștei. Cu oameni cu multe griji și iubitori de materie să nu-ți placă să locuiești, și locuiește sau singur, sau cu frați iubitori de materie și de același cucet cu tine. Că cel ce locuiește cu oameni iubitori de materie și cu multe griji, vrând nevrând va face și el tovărășie cu ei și va sluji poruncilor omenești. Nu te lăsa atras în vorbire de șartă nici în oricare altă năpastă. Camânia, întristarea, nebunia după lucruri pământești, frica de desminteală, grija de nașteri sau de rudenii, ba mai mult ocolește întâlnirile dese cu acestea ca nu cumva să te scoată din liniștea acea din chilie, și să te trag în grijile lor. Lasă, zice Domnul, pe cei morți să-și îngroape morții lor, iar tu vină de-mi urmează mie. Iar dacă și chilia în care locuiești e încărcată cu multe, fugi, nu o cruța, ca nu cumva să te topești de dragul ei. Toate să le faci, toate să le împlinești, ca să te poți liniști. Încălzește-ți inima, sârguind să te afli în voia lui Dumnezeu și în războiul nevăzut. Dacă nu le poți liniști ușor în părțile tale, grăbește spre înstrăinarea cu voia și întărește gândul spre ea. Fă-te ca un neguțător priceput care le cearcă pe toate cele folositoare liniștei și pe toate căile pune stăpânire pe cele liniștitoare și de folos acestui scop. Te sfătuiesc iarăși, iubește înstrăinarea, străinarea, că și te izbăvește de împrejurările ținutului tău și te face să te bucuri numai de folosul liniștei fugi de zăbovirile încetate și rabdă cu bărbăție pe cele din pustie. Că iată, zice Sfântul, m-am depărtat fugind și m-am sărășluit în pustie. De este cu putință, în niciun chip să nu te arăți prin cetate, căci nu vei vedea acolo nimic de folos și nimic bun pentru petrecerea ta. Am văzut, zice iarăși Sfântul, fără de lege și pricire în cetate. Așadar caute locurile neturburate și singuratice, și să nu te înfricoșezi de ecoul lor. Chiar năluciri de la draci de vei vedea acolo să nu te înspăimânți nici să fugi, lepădând alergarea ce ție spre folosul tău. Să stai pe loc fără frică și vei vedea măririle lui Dumnezeu, ajutorul, purtarea de grijă și toată cunoștința spre mântuire. Căci am primit, zice fericitul bărbat, pe cel ce mă mântuiește de împuținarea sufletului și de furtună. Pofta vagabondării să nu biruie inima ta, căci vagabondarea împreunată cu pofta strică mintea acea fără de răutate. Multe ispite sunt cu acest scop, de aceea temete de greșeală și stai cu așezământ în chilia ta. Dacă ai prieteni, fugi de întâlnirile dese cu ei, căci nu mai întâlnim te rar cu dânșile vei fi de folos. Iar dacă vezi că îți vine prin ei vreo vătă mare, cu niciun chip nu te mai apropia de dânsii. Trebuie să ai ca prieteni pe cei ce pot fi de folos și de ajutor viețuirii tale. Fugi și de întâlnirile cu bărbații răi și războinici și cu niciunul din aceștia să nu locuiești împreună. Ba și de spatele lor cele de nimic ca să te lapezi. Căci nu locuiesc lângă Dumnezeu și nici statornicie n-au. Prietenii tăi să fie bărbații pașnici, frații duhovnice și părinții sfinți, căci pe aceștia și Domnului îi numește așa zicând, Mama mea Frații și părinții mei aceștia sunt, care fac voia Tatălui meu cel din ceruri. Cu cei împrăștiați de griji multe să nu te aduni nicio spătare cu dâns și să nu primești, ca nu cumva să te tragă în împrăștierea lor și să te depărtezi de la știința liniștei, căci ce au întrâns și patima aceasta. Nu pleca urechea ta la cuvintele lor și nu primi socotințele inimilor, căci sunt cu adevărat păgubitoare. Spre credincioșii pământului să fie osteneala și dorința inimitale, și spre râvna lor de a plânge: că ochii mei zice spre credincioșii pământului ca să șaze ei împreună cu mine. Iar dacă cineva dintre cei ce viețuiesc potrivit cu dragostea de Dumnezeu vine să te poftească la masă și vrei să te duci, du-te. Însă, de grabă să te întorci la chiliata ta. De este cu putință. Afară de chilie să nu dormi niciodată ca de-a să rămâie cu tine harul liniștei și vei avea într-însa neîmpiedicată slujirea jerfei tale.